În derbiul de vean din Liga 1 de futsal s-au impus vicecampionii de la FC Auto Bergamo în fața noilor promovații de la ACS Vest cu 7-3. Așa cum și-au obișnuit suporterii, jucătorii de la ACS Vest Deva au început meciul cu mult curaj, punând presiune pe adversari. Însă, experiența acestora și-a spus cuvântul, Auto Bergamo fiind echipa care a deschis scorul în minutul 6 prin jucătorul cu cea mai mare experiență din echipă, veteranul Florin Matei. Iar un minut mai târziu înscrie și Cristi Matei printr-un șut violent de la distanță. Cu 5 minute înainte de pauză a venit rândul lui Cojocaru să înscrie de două ori în același minut, 16. Cei de la Vest s-au aruncat în atac pentru a mai reduce din diferența de pe tabelă, însă portarul din Icuță a fost la post și și-a lansat echipa pe contraatac, finalizat de Cristi Matei, care stabilește scorul pauzei, un neașteptat 5-0 pentru FC Auto Bergamo. După pauză, cei de la Vest Deva scot portarul pentru a avea superioritate în atac și chiar în primul minut al celei de-a doua reprize, Mimi Stoica aduce primul punct pe tabelă, dând curaj echipei care marchează din nou în minutul 5 prin Peptea, iar în minutul 15 prin Alioani, apropiindu-se astfel la doar două goluri de Auto Bergamo și renăscând speranțele suporterilor echipei Vest Deva. Însă, după trei goluri consecutive primite, Auto Bergamo are o răbufnire de orgolii și se duc cu mingea până în poarta adversă, finalizarea aparținând aceluiași Iulian Cojocaru. Vest Deva mai obține o lovitură de penalizare în urma unui fault în careu, pe care însă Mimi Stoica o ratează. Scorul final este stabilit de același jucător, Iulian Cojocaru, în mare formă, înscriind în acest meci 4 din cele 7 goluri marcate de Auto Bergamo. A fost un meci pe care l-am așteptat cu toții, a fost, după cât se vede, un meci greu pentru că sunt ambiții de ambele părți și ne bucurăm că am ieșit câștigători la final. Ai fi așteptat să dea atât acolo? Nu, nu m-am gândit la așa ceva. În primul rând ne-am gândit să câștigăm. Asta a fost principalul obiectiv. Și mă bucur că într-un final asta s-a întâmplat și acum avem un motiv ca să ne bucurăm. Ne-am dorit o victorie, din păcate v-am spus, nu am avut Sergiu, astăzi a contat enorm, am fost foarte puțini, dar băieții se vede valoarea, experiența fraților Matei, chit că în a doua repriză un pic am obosiți, au jucat și ei 5-4, joc cu două tăișuri, din păcate pentru noi le-a ieșit tăișilor bun și le-a mers treaba, dar na, până la urmă lucrurile au decurs spre normal, victoria e important că suntem așa cum suntem obosiți și numai piedici primim zi de zi, de peste tot. În fine, suntem acolo pe locul 1-2 în Liga 1 și pe locul 1 la juniori. Deci o treabă foarte bună ce fac băieții, păcat că astea sunt lucrurile. Asta e. Deși și-au dorit victoria, cei de la Vest Deva recunosc că experiența adversarilor în Liga 1 și-a spus cuvântul. Nu a fost bine astăzi, din păcate, dar totuși o primă repriză foarte slabă din partea noastră, după care o repriză secundă pe care totuși am câștigat-o. În a doua repriză am reușit să avem un joc destul de bun. Ce le-ai spus la pauză? Le-am spus că avem toată încrederea în ei ca de fiecare dată și să mergem să jucăm la fel de motivați ca de fiecare dată când intrăm pe teren. Ceea ce s-a și văzut în a doua repriză, în care am reușit să intrăm foarte montați. La scorul de 5-3, dacă reușeam noi să facem 5-4, nu 6-3, cu siguranță deznodământul ar fi putut să fie altul. Au fost și greșeli individuale din partea noastră, dar sunt greșeli firești, se întâmplă peste tot. Nu condamnăm pe nimeni, pe total suntem mulțumiți de jocul băieților noștri. Tot în această etapă, Futsal Club Odorheiu Secuiesc și CS United Galați au terminat la egalitate 3-3. Astfel, Auto Bergamo se apropie de lider la un punct. În următoarea etapă, Vest Deva va primi vizita celor de la Clujana Cluj-Napoca, iar Auto Bergamo va sta.